Bună ziua tuturor celor care au vizionat acest video. Este vineri și am să fac o citire intuitivă cu cărți de oracol angelic. Pentru a vedea care sunt mesajele care vin în acest moment, ce ar trebui știut, ce ar trebui conștientizat. Și ca să fie puțin mai particularizat pe talare, am să o fac în trei variante. O talare intuitivă cu cărți de oracol angelic. Așadar, dacă aveți o întrebare, o dorință, puteți gândi la aceasta când vă alegeți varianta, dacă doriți să aflați care sunt energiile momentului, ce ar trebui știut, ce ar trebui conștientizat, ce dorește divinitatea îngerii să transmită. Alegeți una dintre aceste trei variante. Prima este varianta albă, a doua este varianta cristal mov, a treia este varianta cristal ciorchine. Vine un mesaj aici care poate fi general și spune că viața propune ca să îți propune ca să ai curaj, să te redescoperi și să o redescoperi și să nu uiți că trebuie să trăiești într-un mod unic. Așadar, să vedem mesajele care vin în acest moment, ce ar trebui știut, ce ar trebui conștientizat. Voi folosi mai multe pachete de oracol. Fie mesajele mai complete, mai complexe, în funcție și de ceea ce vă interesează să vă regăsiți răspunsul, care vă poate fi util din mesajele care le transmit cărțile. Mesaje angelice cu cărți de oracol angelic. Este o zi destul de agitată astăzi, de grăbită, aș putea să spun, cu energie puțin așa încărcată, poate chiar e o presiune, dacă se grăbesc să succes niște situații. Ceva sau cineva încearcă să vă facă o problemă, o confuzie, sau sunteți voi într-o situație puțin grea, confuzională, așa să spun. Haideți să vedem. Dar înainte de a începe să dezvălui cărțile pentru varianta aleasă, pentru fiecare variantă, am să spun o scurtă rugăciune de purificare, de curățarea energiilor, o curățare scurtă prin puterea rugăciunii. Și rugăciunea spune așa: Doamne Dumnezeule, Tată Ceresc, Creatorule Divin, Tată și Mamă deopotrivă, dacă eu, familia mea, rudele mele, moșii și strămoșii mei, ți-am greșit ție de la creație și până astăzi, te rog, Doamne, iartă-mă și iartă-i. Doamne, te rog, șterge, purifică, curăță, vindecă, îndepărtează toate amintirile dureroase, programele ascunse, energiile și vibrațiile negative. Eliberează-mă pe mine, Doamne, de toate programele negative din trecut. Transformă toate aceste programe și energii negative în lumină pură din această viață, din orice dimensiune, până la esența ființei mele. Te rog, Doamne, înlocuiește toate aceste programe negative trimise în lumină cu programe de iubire necondiționată, sănătate și vitalitate maximă, prosperitate, abundență și armonie. Mă iert, mă iubesc și mă accept așa cum sunt. Eu și binecuvântez acum, în acest moment, trecutul, prezentul și viitorul. Mulțumesc, Doamne! Amin. Să vă fie de folos. Este o scurtă rugăciune și acolo unde vine partea cu eliberează-mă pe mine sau înlocuiește pentru mine situații sau mă iert, mă iubesc și mă acceptă, vă spune și voi numele, prenumele vostru. Folosim la persoana întâi rugăciunea, e necesar să vă spune și în gând sau voce tare, cum doriți, vă puteți spune și numele.
dacă doriți să folosiți această rugăciune, este o rugăciune de curățare a energiilor. Și așadar să vedem și ce dezvăluie în fiecare variantă aleasă. Rugăciunea este și de dezlegare pe neam, pe curățarea energiilor. Este bine să fie spusă de 3 ori, ca să fie mai puternică și cu încredere. Dacă credeți în puterea rugăciunii, ea ar putea avea un efect foarte rapid, imediat, de a se curăța energiile care sunt stagnante, care sunt negative, dăunătoare, care vă creează confuzie, neliniște sau blocaje, neplăceri. Și să vedem la prima variantă. Într-adevăr, uite, este o, poate că era nevoie de o detoxificare, de o curățare a energiilor. Aveți nevoie de protecție dumnezeiască care vine prin Arhanghelul Mihail. Deci ce ar trebui să știți acum în acest moment, îngerii, văd aici prin Arhanghelul Gabriel, spune Arhanghelul Gabriel că a sosit momentul să elimini toxinele din hrană, din corp, din minte, din suflet, din relații. Trebuie cumva să-ți faci o detoxificare, o purificare completă, poate și legat de spus, rugăciune, poate fi o detoxificare, e o metodă, poate fi și faptul că faci mișcare, sport, că te hrănești mai sănătos, ți o dietă, că îți purifici puțin gândurile, sentimentele, ca și relațiile, îți alegi mai cu grijă cu cine discuți. Vorbește cu îngerii, spune aici un mesaj, deci probabil e nevoie să-ți cureți energiile, să vorbești cu persoane care te înțeleg, care te susțin, te încurajează, te ajută să te ridici, să ajungi cine vrei să fii, să ai ce-ți dorești. Ai nevoie de o protecție. Probabil că dacă v-ați ales această variantă, aveți nevoie de o clarificare în viața voastră. Aveți nevoie de a fi puțin egoiști, văd aici, individualitate benefică. Ia aminte că fiecare ființă umană își lasă amprenta personală unică de iubire asupra tuturor acțiunilor pe care le realizează. Deci aveți nevoie de libertate, de mișcare, de gândire, de exprimare, de independență, de individualitate. Nu este egoist, ci este o formă de respect de sine. Te respecti pe tine, de fapt te respecti pe Dumnezeu care este în tine, pentru că tu ești o persoană născută după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, e scânteie divină, ești o extensie a lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, pe pământ și ai nevoie, uite, iară, singurătate binecuvântată. Poate chiar ai nevoie să ții momente de singurătate, de a medita, de a te gândi, nu neapărat să nu ai prieteni, nu la asta se referă, ci se referă la a face poate un pic de meditație, de a te reorganiza, a te remodela, reinventa, regăsi, sau poate că ai nevoie să-ți găsești un răspuns sau ai nevoie să iei o decizie și atunci e în spațiul tău de singurătate și de tăcere, devii lucidă, inspirată și fericită. Așadar, ai nevoie de protecție, ai nevoie de protecția unei persoane sau mai aici mai degrabă e vorba de dezlegare de vrăji, pentru că spune te protejezi, să ne dreptăști, te ajut să clarifici, sau legat de dușmanie, aici pot fi și chestiuni legate de dușmanie, te protejezi împotriva nedreptății și te ajut să te deschizi către ceea ce este etern și nepieritor, sunt gata să-ți întind o mână de ajutor oricând te afli în necaz. Îți dau puterea să mergi înainte pe calea binelui, a dreptății și a adevărului. În loc să te preocupi de probleme, de dușman, de necazuri, poate că e nevoie doar să stai de vorbă cu îngerii, arhanghelii, să le ceri prin puterea rugăciunii, în singurătate. Ți-ai o pauză, o oră în care să te rogi, poate și aprindând o lumânare. Pentru că treci pentru un moment de schimbare, de transformare. Poate fi de despărțire, de separare, poate, sau pur și simplu simți nevoia să schimbi ceva în viața ta și ca să poți să înțelegi ce schimbare trebuie să faci, poate e nevoie să te rogi înainte. Deci că dacă ai temeri de călătorie, aici poate că ți apare și o călătorie, îngerul călătoriei, este nevoie doar să ai mai multă încredere și să ceri, poate, îngerului călătoriei să te însoțească în drumurile tale, să-ți însoțească drumurile. Să fie alături de tine îngerii, arhanghelii, divinitatea, ca să nu ai temeri, frici pentru a călători. Sau posibil că vei călători, poate că așa te curezi de energie, poate să mai ieși, să te miști, să faci sport, mișcare. Există multe metode pe care ți le alegi singur, poate prin meditație, gândindu-te
singur care este cea mai singură care este metoda cea mai bună. Ascultă ceea ce stă să spună vocea inimii, spune aici. Poate vii să le spun ceva, ai o intuiție, poate că nici nu dormi bine. Tocmai de aceea poate că trebuie să te curezi de niște energii. S-ar putea să fii sub formă sub un atac, sub o teamă, sub o presiune, sub o situație puțin stresantă, dificilă în viață sau ce se întâmplă în viața ta, aici cumva vei găsi răspunsul, calea și rezolvarea. Asta vrea să spună cărțile, chiar prin intermediul familiei. Viața spune aici, îți trimite multe binecuvântări și prin familie și prin prietenii care îi ai sau pe care îi poți face, ca și prin încrederea în tine. Trebuie doar să ai mai multă încredere în tine, să fii mândru de realizările tale, ca și de ai motive chiar de mândrie, chiar dacă ceilalți în jurul tău pot fi nerecunoscători, spre exemplu, nu vor să-ți recunoască meritele, tu știi că tu ai niște merite, că ai făcut ce ai putut mai bine. Pot apărea evenimente, trebuie să știi în acest moment că poate ar trebui să te bucuri de evenimentele care sunt în familie sau în societate, pentru că în felul acesta mai schimbi niște energii. Dar orice faci, în orice caz, mesajul care vine ca așa în mod mai repetitiv este să-ți asculți ce spune vocea inimii tale, intuiția ta, să nu te grăbești, ci să meditezi, să-ți curăți energiile prin de această confuzie care pot fi făcute și din cauza unor persoane care chiar vor să-ți facă vreo problemă și de aceea ești derutat, nu mai știi încotro pe cine să crezi, în cine să crezi, pentru că ai nevoie de protecție divină, ai nevoie și ți-o oferă Arhanghelul Mihail, protecție dumnezească infailibilă, nu te poate atinge rău, nu te poate doborâ, distruge dacă tu crezi în tine și în divinitate, în puterea îngerilor, arhanghelilor. Și mai vine aici un mesaj că viața actuală în această încarnare trebuie să știi că ai cel mai mare dar care ți l-ai făcut pentru tine însă este tocmai să vii în această viață și că trebuie să fii pregătit pentru să te pregătești continuu, să-ți arăți forța, puterea din tine care o ai, cu care tu ai fost înzestrat de la naștere după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și trebuie să știi că foarte multe persoane ar dori ca să te cunoască, au nevoie de lumina ta, de puterea ta, de experiența ta, de a le fi un ghid, poate, sau își doresc să fie mai, să aibă prieteni, poate când tu ești într-o situație în care ți poți schimba așadar prietenii, poate dacă în momentul de față nu te simți în regulă cu cei cu care ai, trebuie să știi că poți să schimbi această stare, pentru poate călătorind, poate făcând mișcare, poate cerând îngerilor, arhanghelilor, făcând cursuri chiar, văd aici, că trebuie să vorbești poate cu îngerii. Îngerii pot fi și profesori, mentori cu care tu ai putea. Găsește-ți calea, fii unic aici, individual. Cumva individualist nu înseamnă egoist, ci înseamnă doar să te gândești, să te respecti pe tine, pentru că dacă te respecti pe tine și te apreciezi pe tine, atunci poți să te manifesti cu încredere, cu îndeplinătatea frumuseților, calităților tale. Dar altfel te lași cumva modelat de ceilalți, făcându-le pe plac altora sau încercând să le intri pe sub piele altora, cum se spune, să le faci pe plac altora. De fapt, tu nu faci ceea ce simte sufletul tău cu adevărat. Dacă sufletul tău simte că așa trebuie să facă pe plac altora, atunci poate că ar trebui să te gândești dacă ai probleme, poate că ai exagerat cu ceva sau poate că ceilalți exagerează, că de aici vine această detoxificare care trebuie să o faci pe gânduri, pe relații, pe ce se întâmplă în viața ta. Deci trebuie să vezi cu mai multă claritate ceva și chiar spune aici mesajul, chiar ce interesant, lasă să plece complet trecutul și tău și al celorlalți, iartă complet, dramatizează definitiv viața ta și iradiază bunătate, umor, fericire și bucuria de a trăi în orice circunstanță. Celebrează-ți viața, ai motive în viața ta de a te bucura, fie singur, fie în compania cuiva în care trebuie
O persoană care te simți așa, într-o protecție dumnezească infailibilă, care te simți în siguranță, ca și cum nimic și nimeni nu te poate lovi, supăra, necăji, face rău. Să te asculți vocea inimii, spune aici. Sufletul tău știe mai bine ce e pentru tine. Mai bine, deci, ca mesaje ce ar trebui știut, conștientizat în acest moment. Vedem varianta numărul 2. Varianta, da, uite, ce interesant, din nou Arhanghelul Mihail, deci vine cu detoxificare, chiar că vine, uite, pentru salvatorul sufletelor din infernul și călăuza lor spre cel preanalt. Deci te-a adus să descoperi lumina interioară, ar tot ceea ce este trecător în tine, astfel încât să rămână, să strălucească numai esența divină. Posibil că aveți niște probleme, aveți nevoie de mai multă bucurie, de veselie, pentru că probabil sunteți sub un atac. Vă simțiți cumva sub un atac, atacul unor persoane care poate vă urmăresc, poate vă hărțuiesc, poate vă chinuie niște persoane care pot fi, încearcă să vă umilească, văd aici, umilința aceasta care totuși e dumnezească, dar are și ea o limită, trebuie să lasă plece, uite, desprindere de situația care o trăiești dacă nu este bună pentru a putea să faci o schimbare, deci trebuie cumva să lasă plece din viața ta, să ieși dintr-o situație, să nu mai temeri, frici, roagă-te Fecioarei Maria ca să înțelegi ce ai de făcut. Inacțiune aici nu mai opune rezistență mișcării vieții, deci nu mai stai inactiv, trebuie să acționezi. Posibil că altfel, dacă nu iei atitudine sau nu faci o schimbare, atunci s-ar putea să fii autentic, spune aici. Practic, autenticitatea, dar cum poți să rămâi fidel ție însuți, fără să nu te mai lași poate derutat de ceilalți sau intimidat sau cumva trebuie să ieși din această stare, poate trebuie să pleci, să te muți, să faci o schimbare, văd că trebuie să acționezi, ești într-un stres. Poate că văd aici că nu-ți găsești locul sau ai cineva încearcă să-ți ia locul, văd aici îngerul parcării, cineva, cumva aici poate fi o chestiune în care cineva încearcă să-ți ia locul, e ca atunci când găsești parcarea ocupată. Cineva încearcă să-ți ocupe locul, cineva încearcă să te enerveze, să te streseze. Dar pot fi persoane care sunt posedate și la rândul lor fac viața un infern celorlalți. Pentru că sunt nu mai judecă corect sau au niște interese. Aici cumva e nevoie să faci o schimbare. Poate încearcă chiar să te umilească. Aici ai dezvoltat de conștiința de plină, de iubirea faptului că tu și toți ceilalți oameni sunteți. Fiecare aveți fiecare cum ar veni, fiecare este unic, dar cu toate că sunteți poate asemănători, adică fiecare are aceleași nevoi până la urmă de a avea o viață fericită, de a avea sănătate, de a avea bucurie, etc., doar că se merge pe drum separat. Fiecare își alege calea prin care să fie fericit, să își împlinească visele și unii aleg infernul, alții aleg raiul. Și, din păcate, cei care aleg infernul s-ar putea să-ți facă și ție care ți-ai ales raiul viața un infern, dar tu ai posibilitatea să ieși din această stare, să pleci, să acționezi, că inacțiunea nu-ți face bine. Te blochează, aici pot fi și legat de vrăji farmece, văd aici, situații, că de aceea vine acest arhanghel, lumina nemuririi spirituale, trebuie să știi că sufletul tău este nemuritor, nu poate să-ți ia sufletul, chiar dacă vrea, poate vrea să-ți ardă sufletul în infern aici, pentru că diferite, fiecare gândește în felul său aici. Pot fi persoane care sunt ele însele apucate pe o cale greșită și au impresia că dețin adevărul și încearcă să facă în viața altora să chinuie demonii, să zic așa. Demonii încearcă să chinuie chiar pe cei nevinovați. Sunt doar atâtea cazuri de călugări, călugărițe, preoți, preoțe care au avut mari chinuri din cauza unor demoni. Pentru că cu cât ești mai curat și încerci să te ridici mai mult, să ieși, cu atât mai mult demonul încearcă să pună stăpânire, să nu te lase. Nu vrea cum ar veni, mai ales pe cei care sunteți pe o cale spirituală conștientă pe care ați plecat, că văd că sunteți ales acest cristal mov și acest cristal mov este cristalul spiritualității care văd aici și această bubniță care vorbește de înțelepciune, poate pentru că studiați, a studiat, s-ar putea să aveți de-a face voi dacă ați studiat sau studiați, să aveți de-a face cu niște furci la acelea caudine, sunt în practic invidia, gelozia celorlalți care nu au reușit la acel nivel să ajungă care l-ai tu
Sau ar vrea să te elimine ca să nu devii concurența aici, pentru că sunt, cum să spun, bazate pe un egoism rău folosit, să zic așa. În orice caz, trebuie să te desprinzi de situația care o trăiești negativă, cu probleme sau de relația care e negativă, toxică, etc., dacă vrei să schimbi ceva, să ceri Arhanghelului Mihail să te ajute, să te țină la distanță de probleme, dușmănii, atacuri psihice sau atacurile vrăjitorești, malefice, ale demonilor. Trebuie să consimți, să știi, adică aici spune, să accepti că fiecare formă de viață cu care te întâlnești în viața ta, care o lasă intre sau pe care interacționezi, voi sau mai puțin voi, decât atunci când călătorești cu același autobuz, nu e că îți dorești tu ca să fie o anumită persoană în autobuzul acela sau să fie un anumit șofer, dar alegi să te duci într-o anumită direcție și acela e poate singurul mijloc de transport pe care trebuie să-l folosești în acel moment. Poți alege să te urci în acel mijloc de transport sau nu. Dar în orice caz trebuie să înțelegi că aceste persoane se manifestă ca atâta așa cum pot ele, cât înțeleg ele, și ceea ce poți tu face este să străiești tu viața cât poți tu de bine și din ceea ce vezi în jurul tău, de la cei care interacționezi, să alegi lecția, cum să fii, cum să nu fii, ce să-ți placă, ce să nu-ți placă, pot fi ca modele, pot fi ca persoane cu care îți doresc să mai călătorești altădată, că atunci când călătorești cu un mijloc de transport în care te simți în siguranță, te vei mai urca și a doua oară în acel mijloc de transport, așa și cu o persoană. Dacă interacționezi bine cu acea persoană și ți se pare o persoană ok, te-ai mai dori să o mai vezi și a doua oară, să o cunoști mai bine, poate, sau îți vei dori să nu o mai cunoști niciodată, să nu mai ai de-a face, să te ții cât mai posibil la distanță. Ce poți să faci este să te rogi, să ai această intuiție și să te duci către persoanele vesele, care a sosit momentul să te bucuri de viața, a sosit momentul să acționezi, să ieși din acest iad, din această situație în care ești. Poate că ești într-un loc în care lumea are un mod de a se distra diferit de al tău, spre exemplu, și nu te simți în regulă, nu te simți, te simți într-uneri, te simți într-o umilință, te simți într-o frică, teamă, și atunci poți să schimbi această situație. Și mai spune aici, să fii deschis intuiției tale în ceea ce privește viața ta sentimentală. Cu alte cuvinte, ascultă-ți intuiția și iubește, deschide-te doar către dragoste necondiționată și oferă dragoste necondiționată. Nimeni nu poate să te distragă de la obiectivul tău de a experimenta o relație sănătoasă, creativă, fericită, în care ambele persoane, și tu și cealaltă persoană, să vă susțineți reciproc. Deci, cu alte cuvinte, practic, mesajul care vine în acest moment, în această variantă, dacă te-ai gândit la dragoste, este să te deschizi doar către relații de dragoste în care te simți în siguranță și în care primești iubire necondiționată și poți oferi iubirea necondiționată, că altfel poți trăi un iad. Deci trebuie să lași să iasă din viața ta iadul, că s-ar putea cineva să încerce să te chinuie. Vrea să te ispitește să intri într-o relație, poate să trădezi, spre exemplu, dar nu are de gând să îți ofere dragostea adevărată, ci mai degrabă doar să-ți facă viața un infern. Sau poate că ești singură, nu ai pe nimeni și poți cunoaște dragostea, dar poate că trebuie să lași o anumită energie să iasă, văd aici, poate că trebuie te stresezi prea tare sau poate că ești într-o relație foarte stresantă sau poate că ești într-o perioadă în care persoanele cu care interacționezi nu sunt cele cu care tu ai vrea să fii, n-ai cum să le schimbi. Mesajul care vine aici din partea Alianței Galactice spune că n-ai cum să le schimbi dacă aceste persoane nu-și doresc. Ci ce poți să faci tu este să lași să plece din viața ta aceste persoane sau să ieși tu. Deci, desprinde-te, spune aici. Lasă să plece sau desprinde-te de aceste energii care nu sunt favorabile și deschide-te doar către bucurie și către iubire necondiționată, către prietenie pură, cum ar veni, persoane care sunt într-adevăr fără intenții ascunse, fără interese meschine, etc.
și doar își doresc să, să trăiască, să se bucure de viață într-un mod benefic, într-un mod reciproc, avantajos, cum se spune. Binecuvântat, divin integrat. Haideți să vedem și varianta numărul 3. Deci se vede că e, de aceea am tot simt că aceste zile, într-adevăr, sunt perioadele acestea de lună plină, când luna aduce multe energii mai puternice și am simțit că e nevoie de o curățare. Și probabil că și voi care v-ați, dacă vă uitați la acest video și v-ați ales una dintre aceste variante și a ieșit acolo această, acest mesaj de curățare a energiilor, da, uite și aici la fel, grația cea tainică Arhanghelului Raziel, ești alesul și protejatul meu, ai atins un nivel de, în sfera discernământului spiritual și îți facilitez accesul dincolo de vălul iluziei. Ești binecuvântat, inspirat și ghidat de andaiul meu cerăresc. Deci ar trebui să știi că trebuie să te bucuri și să vezi realitatea lumină, la lumină, așa cum este ea. O să vezi adevărul, cumva ți se revelează adevărul, vei afla adevărul. Poate că are legătură cu o persoană, poate că are legătură cu o sănătate, poate că are legătură cu o relație, cu munca, cu banii. Ceva se luminează, se clarifică. Vei avea parte de binecuvântări, dar trebuie să-ți permiți ție să primești, dar primește, spun aici, deschideți brațele către îngeri, către divinitate pentru a primi răspunsurile, rugăciunile tale și binecuvântările lui Dumnezeu se vor veni către tine, dar din nou spun aici, deschide-te doar către persoane care îți aduc bucuria dumnezească. Această lumină și iubire pură, necondiționată, deci, pentru că scopul tău constă în a purta lumina și a vindeca cu iubire în jurul tău. Nu poți să te manifesti acolo unde nu este iubire, ci este un interes, spre exemplu, unde ți se face frică, unde ești provocat, stresat, hărțuit, e normal că acolo nu poți, acolo trebuie să fii un Iisus, să zic așa, în care tu să oferi fără să primești nimic, să te sacrifici. Acel gen de persoane nu vor decât să te facă ca pe un Iisus, să te sacrifici pe cruce, să te dea pe mâna răului, cum ar veni, să te pedepsească că ești sfânt, că ești bun, că ești... Deci asta este, de fapt, concluzia care vine aici, văd de ce acest arhanghel care parcă zici că e chiar Iisus, care vine și trebuie să te eliberezi. Deci încearcă să înțelegi ceea ce îți dorești. Eliberează-te, caută libertatea. Mental, trebuie să ai un mental orientat benefic, către bucurie, către să te bucuri de iubirea vieții, să aduci o căușenie în tot ceea ce faci. Trebuie să faci cu bucurie ceea ce faci, că dacă faci cu ură, cu silă, cu ceva, atunci înseamnă că ești clar într-o companie, nu ești într-o companie bună, nu ești în locul cel mai potrivit sau acolo, în acel loc trebuie schimbat ceva pentru că acolo ceva este, deci ai nevoie să te vindeci. Deci renunță să mai cauți scuze sau să le aduci, să le cauți scuze cuiva sau să accepti scuzele altora care îți fac viața poate un calvar, acum depinde ce ai aici cumva, care scuze le folosești pentru și nu-ți urmezi visele, ai spune cum ar veni. Cui găsești tu scuze sau poate îți găsești ție scuze, scauzi tu scuze ție sau îi tot scuzi pe alții, încerci să le, sau să le accepti scuzele și poate nu merită, îți fac rău și apoi vin și se scuză și iară îți fac rău și iară vin și se scuză și în felul acesta nu prea îți e de folos pentru că nu te poți bucura, pentru că tu ești din ce în ce mai rănit, pentru că ai nevoie de vindecare. Ai multe răni, probabil, pe care trebuie să le vindeci. Ești într-un proces de vindecare, aici spune grația acestui arhanghel Raziel, că te ajută să vezi adevărul și să mergi către succes, către lumină, să-ți urmezi scopul tău. Poate că ești o persoană care ești ca un Iisus, probabil, de aceea vine această imagine așa, care îmi relevă aici acest fapt că tu ai putea fi cumva într-o situație în care ai nevoie de mai multă libertate pentru că alte persoane s-ar putea să încerce să-ți îngrădească sau să-ți încalce drepturile și libertățile pentru că te vor ca pe un Iisus să te pedepsească într-un fel, așa cum a fost Iisus practic a fost pedepsit de popor într-un fel, că l-au ales pe cel fals, pe cel hoț, pe, nu, au eliberat un hoț, da, o persoană. L-au iertat pe Iuda, cum se spune, și l-au sacrificat pe Iisus, l-au răstignit pe cruce. Ei au cerut acest lucru când au fost întrebați pe cine să elibereze și pe cine să pună pe cruce.
l-au ales pe Iisus să fie sacrificat, pus pe cruce, pedepsit cu alte cuvinte. Pentru ce? Pentru că a fost bun, pentru că a fost sincer, pentru că a fost pur, pentru că era fără păcat, pentru că, deci, cumva aici poți avea de-a face cu persoane care poate că nu mai au rațiunea, ori o fac intenționat, pentru că le încurci treburile, nu au nevoie de lumină în jurul lor. Pentru tu împrăștii prea multă lumină, tu îi vindești pe alții, poate tu ești, văd că ești orientată pe benefic, poate că ești o persoană care le dai idei, le dai soluții, îi ajuți pe alții și s-ar putea unde ești, cu cine ești, cineva acolo să nu se bucure și tu ai nevoie de această bucurie. Deci trebuie să știi că trebuie să te bucuri de iubirea vieții și să aduci bucurie în ceea ce faci și să faci cu bucurie ceea ce faci. Ai încredere în capacitățile tale mentale, ele se află în originea tuturor creațiilor tale, deci trebuie să ai încredere în rațiunea ta, în mintea ta, mai puțin în mintea celorlalți, că poate alte persoane vor încerca să te confuzioneze, să te ducă într-o direcție care să le fie lor favorabilă, fie din mod conștient, fie inconștient, pentru că atâta pot. Și mai vine și un mesaj și dacă o parte din voi ar accepta să nu mai... Deci trebuie să abandonezi rolul de a mai fi victimă, spun aici, actor tragic, și să trăiești, să nu mai trăiești visele altora, să nu mai trăiești visele urâte care ți le fac alții, să zic așa, ci să trăiești propriile tale dorințe și visele tale care ți le vrei pentru viață, pentru că atunci de-abia miracolul poate să fie în viața ta. Aici este un mesaj care vine din partea galaxiei, din partea Universului însuși, prin Alianța Galactică. Așadar, deci, trebuie să știi că trăiești un moment magic, viața ta este magică, dar trebuie să-i dai această stare, această posibilitate, dacă, pentru că tu nu-i dai posibil, nu te eliberezi, mă, deci trebuie să te eliberezi. Poate că te stai cumva într-o atmosferă, într-o situație care nu ți este favorabilă, trebuie doar poate să o identifici, să nu-ți mai găsești scuze, vindecă-te, caută să te vindeci, de a mai te agăța de un trecut de cineva care poate nu ți este favorabil, pentru că astfel norocul se manifestă. Ai foarte mult noroc, trebuie să știi în acest moment mesajele care vin că vei avea foarte mare noroc. Vei avea poate evenimente, petrecere, dar poate că trebuie să te duci către acea zonă, către acea situație, persoană care ți este într-adevăr favorabilă, care îți dă această bucurie de dumnezească. Deci permite-ți să te bucuri, pentru că tu poate că îți găsești scuze și nu îți permiți să te bucuri, ci accepti să stai în ceea ce spun alții să fii, să faci, ce vor alții de la tine, pentru că ei atât ai dur că mintea pe aceste persoane sau au un interes și nu coincide cu al tău, tu doar trebuie să știi că ai posibilitatea să-ți faci viața cum vrei tu. Lasă plece, într-adevăr, uite, e o chestiune și de obișnuință, poate că trebuie să ieși din zona ta de confort. Trebuie să aici spun așa, lasă să plece vechile obișnuințe, culege oportunitățile și schimbă-ți cu totul viața. Dumnezeu te susține complet în această acțiune și toate acțiunile tale te vor duce către succes și norocul va fi în fața ta, în permanență este prezent în norocul în viața ta, în fața ta, oriunde te duci, oriunde ești. Doar că poate trebuie să te deschizi către noroc și mai puțin către supărare și ghinion și către a le da, cum se spune, forță, putere gândindu-te la persoanele care nu te merită sau la situațiile care sunt nefavorabile, pentru că îți pierzi din timp, din energie, cum ar veni când te gândești, spre exemplu, vai de mine, uite ce necaz e acum că plouă și ninge și așa și tot te gândești și stai și stai și nu faci nicio schimbare, nu te eliberezi de acea energie care știi că nici nu-ți place că plouă și ninge, nu-ți aduce nici bine și tot rămâi concentrat și gândindu-te pe aia, de fapt ce faci? Pierzi din timp și în energie și te obosești așa, să zic așa, e în inacțiune și atunci trebuie să-i renunți la a căuta această energie, ci doar trebuie să schimbi. Poate că, într-adevăr, afară plouă, ninge, dar tu înăuntru, unde ești tu, poți alegi să te uiți la televizor sau poți alegi să citești o carte sau poți alegi să dormi chiar. Adică, cel puțin te odihnești, te vindeci. Deci te vindeci dormind. Aici poate fi chiar acest lucru. Ai nevoie să te vindeci dormind decât să te gândești la lucrurile care nu merg, care nu funcționează. Pentru că și când ai de luat o decizie, spre exemplu, și decât să stai să te concentrezi pe ea dacă nu reușești și să mai bine poți să lași să treacă timp odihnindu-te pentru că atunci sau relaxându-te sau făcând meditație, pentru că atunci poți primi răspunsuri.
prin rugăciune, poate, spre exemplu. Veți găsi, deci, calea care vine prin lumină, poate să aprinzi o lumânare și să te rogi ca să te eliberezi de confuzie, de stres, de enervare, de supărare, de tristețe, de, sau dacă ai de luat o decizie, la fel, ca să te poți orienta. Deci trebuie să fii cu mental orientat benefic, să fii cu o gândire pozitivă. Cam astea sunt mesajele care vin în acest moment, ce ar trebui știu, ce ar trebui conștientizați. Eu sper că aceste mesaje au răspuns la ceea ce vă interesează sau vă pot conștientiza cu ceva pentru ceea ce vă privește, ceea ce vă doriți voi pentru voi. Eu vă mulțumesc că vizionați acest video. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!